Ele istorici, cred să pornească această informație. Dar cine, polițește sau cine-s debil, domn Mușuc? Cine-s debil? Cine-s debil? Cine-s debil? Lasă-mă în pace. Stai acolo, de-a văzut, mă te vorbesc. Hai că ești nesâmțit, ești nesâmțit. Ești nesâmțit. Polițist. Băi, asta-i funcție? Mușuc demisia! Mușuc patronul! Măsura au fost pornită mai înainte. Eu sunt ofițerul de poliție, ești membru asociației veteranilor de război de Răstighina. Eu sunt drept ofițerul de poliție, nu am asta, dar sunt în drept să fac procedura de executare o stabilește executorul. Păi eu nu am arestat acolo când am pus mâna de mine. Eu l-am sfătuit să nu se mieze. Lăsați presa să circule! Nu îngrădiți accesul la informație! Au distrus niște corturi protestatari și ne-am pus altul. Unde știți chiar la față de presa că o plătiește, mă? Asta e a meu personal. Rușine așa, guvern! Rușine așa, guvern! Rușine așa, guvern! Rușine așa, guvern! Rușine așa, apărători! Iena, publica.md va arăt camere și acolo îți vedeți pentru că... Rușine așa, guvern! Șterge turmele să nu se vadă că aici omul suferă! Andrei! E rușine de orice semnă să venim! Vreți neobligați să ne bucurăm! Băi, nu-ți spânzura, băi! Stai cu baia de trăit! Băi, nu-ți spânzura cu baia de trăit, băi! Eu am să-i scrii tot și să luăm pingea, dar mi-a spus că la administrația publică locală, unde dar răspate? Păi ei trebuiau să inventarieze pe loc, spună ce au luat. Mă văd că au zis că pleacă când are plin din sectorul. Ăsta au luptat, lăsați tricolorul omului! Nu puneți mâna, ai voi, n-am să meritați. Îți vreți 30. Filmează cum e tricolorul care nu merge. Dacă are ținută la distanță. Alofilat are valoarea noastră, n-ai. Lăsați drapelul omului, ce se explică. Dar ce vă deranjează drapelul? De ce nu-l lăsați? Lăsați tricolorul în pace, mafioților! La curtea de fier. La curtea de fier. Nu, și spune. La curtea strângă, știți, o lasă în vigoare pe cei de la... Am ieșit să protestăm în susținerea protestatarilor pe care instanța de judecată decis să evacueze din Cumam. Deci un protest de solidaritate. Te rog, da. Vezi că pe Curaj TV am ușa să apară imagine. Eu vă rog frumos, cu toată autoritatea dumneavoastră. Deci, nu vă implicați.
mai întâi să simte de schimbat. Aici la fața locului trebuie să întâmplă. Poftim, poate fi însoțit în lucrurile obiectul, unde el este, să-l vedem. Pot lucrurile fi însoțite. Orice, în țara asta nu există lege. Ori lege e persoana asta care e pusă aici. Sfințul țătii. Da, eu le permit să mă duc la palatul. Și vă asigur că poliția asta a fost solicitată. Întrebările toate le-am pus. Să-i mă asigur că vă rog frumos. Vă rog frumos. Prezentați. Inventarier, iată la om, ăsta ceva ați luat. Ce ați luat? Ce nu m-ați desfăcut? Ai ignorat tot. Ce am ignorat? Ai ignorat să primești actele, ai ignorat să făcuți din vor, care vă le-am prezentat. Cum? Din eu v-am spus că eu vă aduc, deși nu luați-o să văd ce din e. Nu știți că trebuie. Speculați, chestiunea e filmată și nu vă vreau să aici. Este filmări. Există semneze un proces verbal. Ca să semneze un proces verbal. Știți de care proces verbal? Păi trebuie întâi să fie un proces verbal și să luați. Și gata. Eu am dreptul la protest, pe mine nu m-a scris în... Nu scris. Are haine de aici, deși ce le-a luat? A luat copil. Eu am dreptul la protest. Și trebuie aveți, hai pe amie aveți dreptul, baza hotărârii de cătorie. Noi, dar în n-a făcut legal cum trebuie din stat. Trebuie casetul. Nu a făcut. Eu am făcut special. Și eu am dreptul la protest. Nu, 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 dar eu la presă, sub locul semna, eu sunt acolo și iarna sau lângă prima. Dumnezeu e mare, domnule! Numai noi traiem, suntem nu traiem, suntem normal. V-am spus că Dumnezeu e mare. Chiar ne face Biblia de acolo, era Biblia, eu o citesc. Câte lume trage, vedeți? Super! Cum comentați decizia de a-i evacua? Ca totdeauna, eu am fost pe partea lui Tudor, fiindcă Tudor nu a călcat nicio lege, el s-a aflat în spital, eu îl cunosc, îl cunosc biografia, îl cunosc din 92, a luptat la Tighina, într-adevăr acolo și-a fost rănit. Invenția cu rana căpătată după război este o invenție a autorităților, a puterii de stat pentru a îndreptăți inacțiunea lor legală. Eu ce pot să neu, ia că acum de șterg mai am aici. Dar este nu s-a miele, calească, am un copil. Eu nu pun mâna că nu s-a așa, eu nu l-am lăsat pe dânsele, oameni buni așa. Nu mai pune mâna ca să nu. Eu vă spun încă o dată, ce? Eu am haine mele personale. Executorile vă lupta, mafiotule! Da, eu vreau să le iau pe miele. Sau cum să iau burtare de lucru? Măi, domnul Șucu, îți urmă să mă adică tu să-ți la omul și el. Executor, la fiori! Soția o s-o spălat, o cheltuit să spari țăpun. Dar e că nu v-a soba, scăpă. Da, ies, Iena. S-a întâit camera. Oleg, are două baterii, te ajută? Dar unde-ți dormiți de seară? Nu știu. Eu n-am putere să iau, unde eu am oia, cum să iau? Ei vor să-i livrăm pe Tudor, v-a oferit alt loc? V-a propus ceva? Nu. Și unde stai? Ea că am întrebat la pretor și a zis că eu de Chișinău. Stimez hotărârea abdicației, dar mă duc la Palatul Republicii. Dar ce s-o vor, nu vor, îi place, iar aranjează, eu acolo mă duc.
Așa să ne ducem cu 2-3 sunci, cum am mai dormit. Da. Și n-am dormit, am dormit pe 10 martie. La Palatul Republicii, domnul Mușu. Pe 10 martie am dormit 3 zile aici și nimeni nu ne-a văzut. Jos am dormit. Dacă e mai ușor, tocmai. Nici filat, nimeni nu ne-a întrebat, nici un polițist nu ne-a întrebat ce-i cum voi. Poți că așa trebuie, parcă așa trebuie. Mă mâine cu atâta că n-am văzut. Mai bine v-ați dus și la Durlești, ați scăta hoții care ușiți oameni decât să faci de aici, jos dictatura! Lăsați oamenii la protest! Lăsați presa să se informeze, mafioților! Lăsați presa la protest! Dacă faceți ceva, lăsați asiste! Vă purtați ca mafia! Janovski a invocat vreun temei ilegal, ceva când vroia să ia cortul, sau ce zice? Nu, se trece după cordon. Mi-a făcut cordon arbitrar și eu se trec după cordonul lor arbitrar, ca să asigure executarea. Sigurați executarea, dar nu mi-a încălcați mie dreptul fundamental, nu? Să ne văd cu ceilalți, i-au înlăturat. Cine a înlăturat? Protestatarii văd că i-au luat pe sus, i-au dus dincolo. Și presa, ți închipui și presa, au abuzat și de dreptul fundamental de a te informa. Nu știu cum de te-o lăsat pe tine, dar am văzut că ai insistat mult. M-au dus pe sus vreo 5 metri și după asta eu am filmat cum ei duc pe alții. De atât am venit aici, că n-am casă. N-am casă, de atât am venit. O făcut, o avut, o lucrat la sofos și eu demolat-o tot ca și voi, bandiți. Tot ca și voi. Și-a venit țăjeului la guvern. Și-a participat la război, tu n-ai fost poate la război de el. S-a calișit pentru tine, că să fie fericit, să trăiești de sănătate. Să dărâi, să ai puteri. Dacă vreau să întreb unde e, cum să mă culze, să ar și să fac și nu vor să-mi spun. Unde e procesul verbal? Unde e smartul? Mărți, bătrânților! Bătrânii